Pe teoshow.canalderomania au venit tot felul de mesaje adresate, de fapt, doamnei Monica Tatoiu. Bine ați venit! Cu mare drag întotdeauna la voi. Deci, dacă mama Omida între ale amorului și ale viitorului, na? Bine știți că, să știți că am mână bună. Peste tot am mână bună. Cum e mitică de la Liga, aici e tatoiul de la Teo. Da, nu, te rog frumos, să nu mă compari cu mine. Nu vă compari, înseamnă așa ca... Bă, dacă ne aducem împreună, iese ca foc și pară. Mai ia foc vreun spital sau vreun, nu știu. Sperească Dumnezeu, doamne. Da. Atunci o să ținem cont să punem un paravan în caz de ce. Dacă bine, dacă mă întâlnesc cu Mitică, da, îl alerg. Apropo de faptul că iarăși ne uităm la campionatul mondial de la, de la televizor, da, de acasă. Păi și de unde? Că se vede cel mai bine, că e HD, de-astea... Da, și nu, aia are exact aer condiționat. De Islanda, să le rupem picioarele, am reușit. Zice întrebări, avem? Da. Hai, repede. Am avem. Eu o problemă. Eu sunt un om care de obicei crede ce îi se spune. În ciuda faptului că în spatele unui mesaj se poate ascunde altceva. Și atunci am venit cu niște mesaje care cam asta învizajează, venite de la telespectatori. Ce înseamnă, de fapt, mesajele bărbaților către femei? Iată. Când nu sunt cu emoticoane, când sunt cu cuvinte. Cu cuvinte, da. Scrise cu creativă. Voiam să văd ce faci de la un ex. Voiam să văd ce faci. Probabil ai trecut mai departe. Ce face? Tatonează? Nu mai. Deci, bărbații, da, în momentul când pleacă la alta, da, întotdeauna descoperă că... Proasta dinainte, de acasă. Proasta de acasă sau proasta dinainte era mai bună, da? Și atunci ar vrea să se întoarcă. Memoria noastră lucrează așa, că altfel am înnebunit. Tot ce a fost rău se uită și îți amintești, mamă ce mișto, este ca pe vremea, mamă ce mișto era pe vremea lui Ceașcă. Ai uitat că ai stat în frig după... N-aveai curent. Bă, dar era mișto. Aveam un loc de muncă, da? Ai uitat restul, toată... Așa se face. Și bărbații sunt și comozi. Bărbatul zice, auleu, dacă el s-a obișnuit cu supica aia care o făcea ea, sau el s-a obișnuit să facă sex într-o anumită poziție, să el și cu cât îmbătrânește, e mai nasol. Nu mai are orgasm în același fel și atunci zice, ia, parcă era mai bine acolo. Au zis, dar mai sunt situații în care bărbații... Mai sunt situații în care bărbații, de exemplu, după ce se despart de o persoană, chiar dacă nu au o altă relație stabilă, nu prea suportă să știe că partea feminină se cuplează. Da, știi de ce? Pentru că la noi, la românii ăștia foarte misogini, femeia este o proprietate. Ești a mea. Da? Chiar dacă eu nu te mai folosesc, este ca și cu borcanul ăla, borcanul gol din cămară. Nici nu mai iau. Pui murături? Dar ții acolo, că nu se știe. Am aruncat săptămâna trecută vreo 50 de borcane. Deci ce vrea să zică, exact, Pandelică, exul? Voiam să văd ce faci, probabil ai trecut mai departe. El, de fapt, ce urmărește? Vrea să se întoarcă. Aha. Sau vrea să vadă dacă e liber. Sau nu. Sau vrea să vadă dacă poate să joace la două mâini. Asta, de la două capete. Da, nu știu, eu am avut colegi de moși de la acum, săraci. Dar dacă putea cu trei deodată. Unul căsătorit cu două amante. Cum e să fii căsătorit și să ai două amante? Superb. Matematicieni. Foarte prost. Da? Superb. Superb, nu? Da? Nu deci era. îți dai seama. Trebuie mult. Mai am unul. Zi. El îi zice ei, poți să vii la mine, depinde de tine. Poți veni la mine, dar depinde de tine. Ba, apropo, fetelor care se uitați la noi. Că le spuneam eu că nu se țipă și nu știu ce vrea fetele în culise și că s-au schimbat vremurile. Bă, nu s-au schimbat vremurile. În momentul când te duci acasă, la un bărbat singur, vrei să te regulezi. Să asta e mesajul non-verbal. Sau amor, dragoste, doamna. Nu, dragoste. Ok. Am înțeles, Ai înțeles? Nu. Da. De ce? Nu e în dicționar. Deci este fiziologic. Mă ascultați și pe mine, doamna Tatoiu, dar nu poți să spui că te treaba mare. Vorbim atunci, o să zicem, spăla pe dinți, echivalent în dicționarul nostru de la Teo cu ce am zis eu mai devreme. Vrei să te speli pe dinți. Corect. Vrei să te speli pe dinți. Bun. Deci e un mesaj non-verbal. Deci o femeie nu se duce
La un bărbat singur, acasă. Păi da, dar aici nu-ți dă direct de înțeles. Decât dacă poți veni la mine, depinde de tine. Adică eu știu, el îți spune, adică, eu te chem. Eu te chem, tu poți să deschizi gura să-ți speli pe dinți sau nu? Sau nu. E okay. Alegerea ta. Deci în mesajul ăsta dumneavoastră el nu-și asumă niciun fel de responsabilitate. Păi nu pentru că ți-l... Păi nu, a aruncat-o la tine în curte. Vii și tu cu periuța de dinți. Corect. Știi ce, care este da, sinonimul? Da, știu, da, 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 înțeleg. Înțelegi? Înțeleg foarte bine. Deci mesajul este clar. Poți veni la mine, el cumva te cheamă pentru a te spăla pe dinți. Cu periuța de dinți din dotare, ne spălăm pe dinți. Îți lasă la liberă alegere. Dar de fapt el oricum te... Ce am învățat eu? Nu te duci la un bărbat singur. Și din alt motiv. Dacă nu-ți place să te speli pe... Nu-ți place pasta de dinți, da? Da. Și atunci nu știi cum să pleci. Dacă vine el la tine, dacă vine el la tine, îl gonești, da? Acolo, da. Înțelegi? Deci e totdeauna bine, fetelor, e totdeauna bine să controlați voi situația. Dar de unde știi? Mai ales că bărbații sunt mari, mulți, te bai trezești și câte bai și bate de primul. Doamne ferește, că nu te bate din primul. Nu. Aoleu! Aoleu, ce povește am. De unde știu? Doamne ferește să fii singură cu el când se închide ușa. Doamne ferește. Dacă un bărbat vrea să fie și măsa acasă. O aventură sau o relație? Zi, cum îmi dau seama dacă vrea o aventură sau o relație? Dacă este bărbat și este purtător de periuță de dinți. Da. Da. Toți vor o aventură, întâi de toate. Ca să aibă o relație, trebuie să muncești, fata mea. Deci adică... toți bărbații vreau spăla pe dinți, nu vor altceva. Da? Da, așa e. Ești de acord cu mine? Corect. La început. A. Nu, dar mai schimbăm aia... și pasta. Da, ce ce? Încercăm mai multă pastă de dinți, adică da, mai da, încerc, păi, așa va, deci voi aveți dinții mai greu. Sensibil, da. Sensibil trebuie spălați de asta și gingiile, clătit, și bine. Încerc și de-aia, și de-aia, și de-aia. I'm sorry. Nu râs. Deci, încă o dată. Chestia asta trebuie să o înțeleagă femeile. Bărbatul nu este, nu e cu sufletul cu de-asta, el de aici în jos. Femeile de aici în sus. Nu vă puneți în picioare, bărbatul nu gândește ca voi. Și atunci trebuie să muncești, dacă îți place. Bă, poți să nu-ți placă nici ție. Nu, dar dacă îți place. Dacă îți place, trebuie să muncești. Cum treci și de la etapa asta de aventură la o relație? Pas cu pas. Citesc din clasic. Adică nu-l bate la cap? Nu-l bate la cap. Niciodată nu-l suna. Tu. Cum niciodată? Păi mă enervez dacă nu sună niciodată. Tu trebuie să o suni. Păi eu o sun, dar să mai sune și ea. Nu, dar tu femeie trebuie să faci în așa fel încât el să te sune. A, ok. Să sune și ea din când în când la modul ce face bite de relație. Nu, întotdeauna sună până e o relație, de asta. Până e o relație. Până e o relație, el trebuie să te sune. Okay. Este legea cererii și a oferii. Doar de tine. Și atunci te duci la început. Vezi cum este el. Dacă este extrovertit, îi dai extrovertire. Dacă e introvertit, te faci și tu pe introvertita. Dacă el îi place să meargă la fotbal, te duci la fotbal. Ce-am făcut? Aia, asta nu te duci la fotbal după el. Lasă-l. Ba da, eu ce-am pentru... Aveam un iubit între 11, eu cu fotbalul două drepte paralele, da? Și m-am dus la meci cu Ripensii, am strigat pe stadion. Pe stadion, pe stadion. Păi da, da. Okay, eu n-am urcat în viața mea pe munte, ca să-i arăt că... am zis, băi, ce-mi place. Mi-a pus 20 de kg spinare, am urcat pe la Plaiul Foii, dar am blestemat în zândă, nu vă pot spune. Da, dar îmi place muntele. Și pe urmă, când s-a prins, e ca și la... Da, îți place să la pescuit, da? Momeală, ha? Și pac! Și atunci ai altă. Da, încet. Când l-ai prins pe când l-ai prins, l-ai, când a pus botul, l-ai stat din apă. Am întrebați-l pe datoi odată dacă îl prindeți. Ce înseamnă întrebarea adresată de el, ei? Așa. Vrei să ieșim într-o zi la cafea? Eu prefer un prosecco, dar nu e ora. Da, nu, merge. Merge. Da? Problema e următoarea. Chestia asta să ieși... Deci, dar de ce nu spune, hai să ne întâlnim la o librărie? Ăștia care au creierul câte o nucă și câte un singur neuron, merg pe bicicletă sau pe trotinetă și nu știu să recite o poezie de dragoste decât dacă îți arată un emoticon pe telefon. Asta e generația asta. Inclusiv până în 40 de ani. Eu am ginichi. Emoticon. Așa. Deci, când îți spune chestia asta, te invită. E clar cu o invitație, că altfel... Dar poți să invite, domnule, la Cărturești, la librărie. Nu, la... nu poți să te cunoști cu ea la librărie. La o cafea. La o cafea e general, hai să avem un motiv să vorbim.
Păi, dar de ce să nu mă întâlnesc pe o bancă, în parc? Că e frig. Noi, pe vremea, nu e adevărat. Când ești cu un bărbat, nu niciodată, dacă îți place, niciodată nu ți-e frig. Dacă ți-e frig, e un semn că nu trebuie să mai întâlnești cu el. Nu e așa? Așa e. Deci noi, eu sunt mișorancă. La vârsta la care era cu tatăl, nu știu ce, aveam Parcul Rozelor. Și Parcul Rozelor, în trandafirii mor, vorba lui Macedonski, nu prea e. Dar acolo ne duceam și erau chioșcuri de alea, stăteam pe o bancă, povesteam. M-am întâlnit cu iubiții mei din liceu după 30 de ani și același sentiment mișto era și aceleași perechi. Deci hai să lămurim. Dar nu mergi la cafea. Vrei să ieșim azi la o cafea? Ce semnifică acest mesaj din partea unui bărbat? Că vrea să te vrea să vadă dacă merge o relație. Dar este foarte occidentală chestia asta. Da, nu e foarte românească chestia. Da. Ieși, ieșim la... Mergem la una mică. La una mică, adică cafea, la o... Cafea la mică. O, da. Un... Și ultima întrebare. Mic, nu? Da, la, deci la Viena... Mergi la șnaps, nu mergi... Da. La și cafea. Ultima întrebare, că bun. Voi atât o să vă deci nu, nici chestia așa. Asta, la o cafea, nu. Vrei să... Vrei să poți să stai pe, acum pe WhatsApp. Partea aia de small talks, o ai pe WhatsApp. Sigur. Când te întâlnești cu el, te atingi. Da. Deci trebuie atingerile astea. Pot să vă spun și o părerea mea de ce trebuie da. Să te vezi cu cineva la o cafea acum? Zi, zi. Să vezi dacă aia cu care te întâlnești este același lucru din poze. A, da, are dreptate. Bun. Așa. Am auzit ultima, de niște... Am eu una. Zi. Se plânge o amică. La ce? Mine, zice, treabă tu pe doamna ta. Băi, zice, eu locuiesc de 8 ani cu unul, împărțim cheltuielile, dar nu mă cere de nevastă, 8 luni împreună, împărțim cheltuielile, dar nu mă cere de nevastă și nici nu-mi dă niciun semn. Bravo, băi. Da, deci... spală ciorapii și chiloții? Cred că. O plătește pentru asta? Nu. Atunci e o problemă. Eu cu tatoiu, când m-am căsătorit cu el, aveam pe caiet $3,000 îmi datora el mie. Nu mi-a plătit nici în ziua de astăzi. Deci la 25 de ani de căsnici. Da, dar nu spălam. Mm-hmm. Da? El își spăla chiloții lui, eu îmi spălam chiloții. Când am început... Credeți că vreodată o să o ceară? Nu. Okay. Eu l-am cerut pe el. Trebuie să-l cer, dragă. Și să-i spui, mai ales dacă îi place după 8 luni de zile și așa, și înseamnă că e confortabil, arată-i cum este inconfortabil. Mm-hmm. Eu de două ori am pus la ușă geamantanul. Auziți, doamna Tatoiu, da. Și s-a întors și a treia oară n-a mai scăpat. După 8 luni pentru un bărbat, mi se pare cam devreme. 8 luni? Da. Da, eu după 3 ani i-am pus... Adică 8 luni pentru un bărbat... Dar acum... depinde de vârstă, stai puțin. 8 luni pentru un bărbat... Indiferent, chiar dacă te înțelegi bine și chiar dacă stați bine, 8 luni pentru un bărbat e cam devreme. Înținând cont că vine COVID-ul ăsta peste noi, da? Nu mai e timpul care 8 luni sunt 8 luni. Da, adică... dar știți cum e? Că dacă te căsătorești după 8 luni și la un an și 2 luni divorțezi, zice, uite-l și pe ăla, s-a grăbit, sau uite-l și pe aia. Adică nu prea ai timp să te cunoști în 8 luni. Aici are dreptate, vezi? Tata, nu ne Voceara, îmi place de tine, mă. Ai dreptate. Eu cu Victor, când m-am căsătorit după 4 luni, am divorțat după 3. Când m-am căsătorit după un an, sau... m-am divorțat peste 2. Când m-am căsătorit după 4, n-am mai divorțat. Dar nu Pentru se știe. Că vă cunoșteați. Că plec acum singură cu el. Adică după 8 luni eu cred că după 8 luni cred că nici măcar nu-ți cunoști părțile bune și rele. Nu-ți cunoști familia, nu-ți cunoști mediul, nu. Cunoști caninii frumoasă. De la spălatul pe dinți. Da, cunoști partea frumoasă a relației. Da, da. Da. Și nu știi când prima ceartă cam când vine? Prima ceartă cam după un an și ceva. După ce mergi undeva singur cu ea într-un concediu. Da? Un an, da, depinde de... Are dreptate. Are de Bun, sper să vă întoarceți fericită. Deci, gândiți-vă, într-o casă în care de obicei eram 4 familii, sunt eu cu el o lună de zile. Ține pumnii și doamne. Hai să... Hai, noi oricum o să vă sunăm. Da, să da, știți, da, să da, ne da, dați, da, 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 da. Deci, vă dați seama după cum o să fie. Deci, i-am spus, dacă eram mai tineri, făceam fiecare seară, ne spălam pe dinți în altă cameră. Aveți multă avere acum, de la 65 de ani, putem să ne certăm. Aveți multă avere de împărțit? Mult de tot. Nici nu știu care-s conturile. Ei, atunci, vedeți, vă pupăm. Să rămână vacanță frumoasă.